Directorul de la Eurobac, Turnu Măgurele, cel care era de negăsit când la feribotul său erau cozi kilometrice și se aștepta cu zilele pentru o traversare de 10 minute, și-a făcut apariția la Consiliul Județean. Adrian Bâță a venit astăzi să se plângă că reprezentanții instituției la care este acționar majoritar nu vin să-i aprobe bugetul și împărțirea dividendelor. Au fost numiți doi reprezentanți ai Consiliului Județean în adunarea generală a asociațiilor ASC Eurobac. Această entitate având în atribuție aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății. Hotărârea respectivă a fost contestată, făcând obiectul unui dosar de instanță. Cu toate acestea, noi am convocat adunarea generală în două rânduri, iar reprezentanții Consiliului Județean nu s-au prezentat. E vorba de împărțirea dividendelor. Societatea noastră este o societate care înregistrează profit. A avut o cifră de afaceri în creștere de la nivelul anului 2017, undeva la 1.600.000, la 2021, 4.700.000, cu aproximație vă dau oră. Având în vedere această creștere a cifrei de afaceri și reducerea cheltuielilor, înregistrăm profit. E vorba de peste 400.000 de lei, sub formă de dividende care trebuie să-i primească Consiliul Județean Telerman. Fără aprobarea AGA nu putem să împărțim dividendul și să-l și plătim. Firma de la Turnu Măgurele, care deține feribotul, are ca acționari Consiliul Județean și Consiliul Local Turnu Măgurele, care trebuie să-și împartă profitul obținut de societatea Eurobac. De fapt, marea problemă sunt tocmai acești bani, din care domnul Bâță și-a făcut parte, una grasă pentru el și altele deloc de neglijat pentru angajați. Doar că despre cum vrea să împartă dividendele, Adrian Bâță nu spune nimic în intervenția sa din ședința Consiliului Județean. Deși societatea a făcut bani mulți din cursele cu feribotul și are profit, un plan de investiții nu există. Ce plan de investiții aveți? Problemele sunt cele care le-am prezentat în ședința de Consiliu, neîntrunirea Consiliului de AGA și neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu toate anexele care sunt la buget. Planul de investiții pentru anul 2022, din păcate, având în vedere că suntem în octombrie, nu prea mai cred că putem să mai facem investiții. Pentru anul următor? Pentru anul următor o să propunem noi investiții, dar în funcție de veniturile realizate în anul 2022. Tac Mâlc și consilierii PSD care au contestat în instanță numirea reprezentanților în AGA, adică cei despre care Bâță se plânge că nu vin la ședințele convocate de el. Tot haosul de la punctul de trecere cu bacul la Turnu Măgurele s-a dovedit extrem de profitabil pentru Eurobac, iar Bâță își vrea premiul cel mare pentru cât de prost a gestionat situația.